Poliția română a implementat proiectul numit Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație. În cadrul acestuia, polițiștii rutieri au primit dotări noi. Printre ele se numără și tablete. Avem noile tablete pe care le utilizăm pentru a efectua verificări în bazele de date. Astfel, întâi, introduceți aici... Astfel, numele. Da, numele conducătorului auto și data de naștere sau numărul de matriculare și obținem în timp real toate informațiile referitoare atât la starea permisului de conducere cât și la autoturismul oprit. La nivel național, în cadrul proiectului au fost achiziționate printre altele 1000 de seturi de lămpi de avertizare, 1000 de stații de lucru, 4000 de dispozitive mobile și accesorii și 1400 de imprimante mobile termice. Tabletele polițiștilor rutieri din Prahova vor fi conectate în rând la imprimantele respective, astfel procesele verbale vor putea fi completate pe aceste dispozitive și ulterior printate.